Organizațiile publice din regiune acuză Consiliul Popular de faptul că nu acționează. Potrivit activiștilor, liderii noului organ colegial manifestă puțină insistență în privința soluționării crizei politice în Bucovina. Îndeosebi, opinia publică îi cere Consiliului Popular să înceteze de a se ocupa de populism și să treacă la acțiuni mai ferme, să apere participanții la Euromaidan de urmărire și să negocieze în privința reformării majorității în Consiliul Regional. Timp de 2 săptămâni în Bucovina funcționează Consiliul Popular. Membrii lui își văd sarcina în controlul asupra activității puterii executive din regiune și apărarea participanților la Euromaidan de urmărire. Recent a avut loc o ședință ordinară a Consiliului Popular, la care au fost examinate posibilitățile formării Comitetului Executiv. În afară de soluționarea problemelor politice, membrii prezidiului au propus să fie soluționate treptat aspectele sociale ale vieții regiunii. Aș vrea să orientez organizațiile publice în următoarea direcție. În timpul imediat următor, Consiliul Regional trebuie să examineze programul de dezvoltare socială a regiunii pentru anul 2014. Va fi prezentată și darea de seamă a președintelui pentru îndeplinirea programului pe anul precedent. Între timp, o astfel de retorică a membrilor Consiliului Popular a trezit un val de nemulțumire din partea celor prezenți la ședință, reprezentanți ai opiniei publice. Activiștii i-au chemat pe politicieni să nu se preocupe de distribuirea posturilor și să nu bată apa în piuă prin acțiunile lor verbale. Potrivit reprezentantului Asociației Naționale Maidan, Igor Babiuc, trebuie să existe o legătură între Consiliul Popular și ceilalți deputați din Consiliul Regional, să fie evitate momentele dificile. Știți prea bine că în Consiliul Regional sunt deputați care nu țin de Partidul Regiunilor sau de cel comunist, dar din cauza unor relații personale nu comunic cu reprezentanții Consiliului Popular, însă ei susțin procesele democratice care au loc în Ucraina. Activistul public Mykola Maliarciuk a criticat populismul și lipsa de activitate eficientă a Consiliului Popular. El afirmă că dacă opoziția nu este în stare să-i convingă pe deputații adepți ai puterii să convoace sesiunea, atunci de aceasta trebuie să se preocupe opinia publică. Dați-ne lista lor, numerele de telefoane și noi vom lucra cu ei. Dacă nu sunteți în stare să-i adunați la sesiune pe cei 50 de deputați, atunci cu ce vă ocupați? Acționați prin Consiliul Popular, prin opinia publică. Se creează impresia că vă temeți să nu pierdeți puterea, dar deocamdată nu aveți. În cele din urmă, opinia publică a chemat Consiliul Popular să coordoneze eforturile comune ale Auto și Euromaidanului pentru a obține o victorie definitivă asupra regimului. Judecătoria Raională Șevcenco din orașul Cernăuți a examinat procesul penal privind alegerea măsurii preventive față de 2 activiști învinuiți de organizarea și participarea la tulburările în masă în timpul asaltului edificiului Administrației Regionale de Stat Cernăuți, în data de 24 ianuarie anul curent. În același timp, tineretul opozant a pichetat ședința judiciară, cerând scutirea băieților de răspunderea penală. Înainte de începerea ședinței în fața edificiului judecătoriei Șevcenco, s-au adunat circa 20 de tineri, care au hotărât să-i susțină pe tovarășii săi participanți la Euromaidan. Tinerii țineau în mâini placate cu cerința scutirii de responsabilitate penală pe acești băieți. Am venit ca să ne exprimăm indignarea și să-i susținem pe acești băieți. Nu vom permite ca prietenii noștri să fie învinuiți fără niciun motiv. Asemenea decizii sunt ilegale și noi trebuie să demonstrăm solidaritatea cu acești tineri. Oricine, dacă ar fi fost în locul lor, de asemenea ar fi dorit ca cineva să-l susțină, să-l ajute. Dorim să-i elibereze. În această perioadă vor fi trași la răspundere mulți dintre prietenii mei. Unii dintre ei nici n-au fost pe Maidan, deci vor suferi pentru nimic. Am venit să-i susțin pe acești băieți și să susțin poporul revoltat. În această zi au fost examinate dosarele a 2 participanți la pichetarea edificiului Administrației Regionale de Stat. În timpul ședinței față de ei au fost luate măsuri de prevenire. Ședința a început cu examinarea dosarului lui Anatolii Guzac, care este învinuit de organizarea tulburărilor în masă. Anchetatorul, în acord cu procuratura, a cerut aplicarea măsurii de prevenire sub formă de arest la domiciliu, însă decizia a fost următoarea.
Procurorul și anchetatorul nu au dovedit că măsurile de prevenire mai moi nu pot preveni riscul. Doar încă în data de 3 februarie 2014, anchetatorul a comunicat despre suspiciune și tânărul n-a dispărut nicăieri. Guzac, pentru prima dată, este tras la răspundere penală și e încă tânăr. În asemenea circumstanțe, consider că, față de inculpat, să fie aplicată măsura de prevenire sub formă de angajament personal. Faptul că băiatului îi se incriminează organizarea și participarea activă la ocuparea edificiului administrativ cu scopul controlului asupra lui și folosirea în scopuri personale, împiedicarea funcționării acestuia este apreciat de însuși Anatolii ca fapt care nu corespunde realității, deoarece atunci a exprimat doar atitudinea față de actuala putere. Iar referitor la decizia judecătoriei, el este mulțumit de ea. Sunt mulțumit de faptul că față de mine a fost aplicată o măsură de prevenire mai puțin dură, angajamentul personal. Iar mai departe, la anchetă și la ședința judecătoriei, voi demonstra că nu sunt vinovat. În continuare, judecătoria a examinat dosarul lui Artem Malovajne. El este învinuit de faptul că în data de 24 ianuarie, la ora 10 dimineața, împreună cu persoane neidentificate de către anchetă, în timpul acțiunilor în masă a recurs la violență pentru a ocupa edificiul Administrației Regionale de Stat. Cu toate că anchetatorul, în acord cu procurorul, a cerut să fie aplicată față de acest băiat măsura de prevenire sub formă de arest la domiciliu, judecătoria a decis. A refuzat de a satisface cererea anchetatorului privind aplicarea față de Malovajne Artem a măsurii de prevenire sub formă de arest la domiciliu. A aplicat față de inculpatul Malovajne măsura de prevenire sub formă de angajament personal. El este obligat să se prezinte la fiecare cerere a judecătoriei. Artem Malovajne este satisfăcut de o astfel de decizie a judecății, iar referitor la asaltul edificiului Administrației Regionale de Stat, ține să afirme: am fost acolo, dar nu la ora indicată în dosar, adică la 10. La ora 10 eu dormeam încă acasă. Am sosit abia după ora 1, când totul era distrus. Am și martori. Acasă la mine a fost și prietena mea, și rudele, și vecinii, și acel băiat cu care am ajuns la fața locului. La ora 12 și 30 de minute, noi ne-am pornit abia de la Kvarts. Inculpații sunt obligați să se prezinte la anchetatorul superior la prima cerere. Anatolii Guzac, care locuiește la Zastavna, nu are dreptul să părăsească teritoriul regiunii Cernăuți, iar Artem Malovajne, orașul Cernăuți, fără permisul anchetatorului, procurorului sau a judecătoriei. Ei, în caz de necesitate, trebuie să anunțe despre schimbarea locului de domiciliu. În caz că nu vor respecta aceste angajamente, față de ei va fi aplicată o măsură de prevenire mai drastică. Următoarea ședință a judecătoriei va avea loc peste o lună. Atunci judecătoria va decide gravitatea faptelor de săvârșirea cărora ei sunt învinuiți. În zilele de odihnă precedente, salvatorii cernăuțeni au lichidat 14 incendii. Unul dintre ele a avut loc pe strada Cobolianska din Cernăuți. Când pompierii au sosit la locul cu pricina, vecinii le-au comunicat că în apartamentul cuprins de flăcări se află oameni. Sâmbătă, 1 februarie, la telefonul special 101 din Cernăuți, s-a comunicat despre izbucnirea unui incendiu pe strada Olga Cobolianska, la etajul 2 al unei case cu două nivele și că în apartamentul incendiat se află oameni. La ora 3 noapte am simțit miros de fum. Am ieșit în stradă și am văzut că din apartamentul vecin iese fum. Vecina din apartamentul 11 a telefonat pe numărul 101, salvatorii au sosit foarte repede, au stins flăcările și au acordat ajutor necesar. A fost chemată și ambulanța. În timpul examinării apartamentului, pompierii au dat de două femei. Ei le-au scos afară și le-au predat medicilor. Una din femei, în rezultatul intoxicării cu gaz, a fost spitalizată. Convingându-se că pe nimeni din locatar nu-i amenință incendiul, au trecut la stingerea lui. Pricinile sunt clarificate. În perioada rece a anului, izbucnesc incendii foarte des din cauza încălcării regulilor elementare de securitate anti-incendiu. De aceea, mă adresez bucovinenilor să fie atenți în privința exploatării dispozitivelor de încălzire și a sobelor.
În regiune a avut loc o tragedie drastică. Din cauza gălăgiei provocate de plânsul copilului, un locuitor din raionul Chelmenții, în vârstă de 26 de ani, l-a omorât pe băiețelul de 9 ani, ficiorul concubinei sale. A ascuns corpul neînsuflețit al copilului într-un sac, l-a pus pe sanie și l-a dus la gunoiștea în afara satului. Observând dispariția feciorului, mama s-a adresat miliției și oamenii legii au început să-l caute. Și ceea ce au descoperit ei i-a șocat. Cu doar câteva zile în urmă, în această casă din Mihailivka, raionul Chelmenții, răsuna vocea zglobie de copil. Două surori se jucau cu micul lor frățior. Acum casa este încuiată. În casa bunelului și bunicii este mare durere. Se pregătesc de înmormântare micuțului Costică. Totul s-a întâmplat ziua în amiaza mare. Fetițele de 10 și 4 ani s-au dus la Săniuș. Mama s-a culcat, căci după cum afirmă milițienii, ea era în stare de ebrietate. În aceeași odaie, în pătucul său, dormea micuțul fecior. Era de față și concubinul Nataliei, doar când femeia s-a trezit, feciorul nu mai era. A chemat-o pe fiica mea și spune, poate copilul s-a băgat pe undeva să-l caute sub pat. S-a uitat, dar el nu era acolo. Ginerile îmi spuse că el era speriat și stătea într-un ungher. Era abătut de când a venit aici, a încercat să-și taie vinele, făcea scandaluri. Pe vecinul speriat l-a văzut în aceea zi sârhii. Își amintește că acela trăgea o sanie, iar pe ea se afla un sac. Stăteam aici, fumam. Îl văd pe vecin cum merge cu o sanie. Îl întreb, ce ai acolo? Mi-a răspuns că a pierit câinele și îl duce să-l îngroape. Am observat o pată de sânge. Mai departe nimeni nu l-a văzut pe acel bărbat. El a ieșit din sat spre iazul înghețat, în apropierea căruia este o gunoiște. Mama s-a adresat miliției și au început cercetările. Când au început să-l interogheze pe concubin, deodată totul a fost clar. Bărbatul le-a spus milițienilor că duce în sac un câine. Sacul a fost aruncat, iată, în acest loc, iar în loc de animal, în sac era corpul neînsuflețit al băiețelului de 9 luni pe care toți îl căutau. Bărbatul a fost arestat pe loc. Apoi el le-a spus milițienilor că îl deranja plânsul copilului. Când copilul a început să plângă, a încercat să-l liniștească, iar el plângea mai departe. A început să-l lovească peste față și corp. Apoi l-a apucat de picioare și l-a lovit de podea. Când a văzut că el nu mai respiră, a decis să scape de cadavru. La Consiliul Sătesc l-au caracterizat drept om liniștit, un bun gospodar. Toți oamenii spun că el era tăcut, lucra în gospodărie. Copiii îi ziceau tată. Se mai spune că el îi iubea și pe Costică l-a iubit. Nu pot găsi explicații la cele întâmplate. La miliție, concubinului i-au dat o altă caracteristică. El a sosit din Belarus, acolo a încercat să săvârșească un omor, a stat la închisoare și apoi a decis să înceapă o viață nouă în Ucraina. În Mihailivka a trăit mai bine de jumătate de an. La început a trăit cu o femeie, apoi a trecut la Natalia, care avea 3 copii de la diferiți stați. Amândoi consumau alcool și în familie erau certuri. Totodată, anchetatorii verifică și o altă versiune, participarea mamei la această crimă. Doar ea era în odaie în momentul acela. Asasinul poate fi pedepsit cu 15 ani de privare a libertății. La 4 februarie a fost marcată Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului. Scopul acțiunilor organizate în cadrul acestei zile a constat în ridicarea nivelului de informare a populației despre maladia respectivă, atragerea atenției asupra mijloacelor de profilaxie, depistare și tratare a bolilor oncologice la stadiile inițiale. Numai în anul 2013, în regiunea Cernăuți au fost înregistrate 2300 de cazuri de depistare a cancerului la stadiile inițiale. Cu circa 2 luni în urmă, doamna Marina a descoperit la sâni o mică fisură. Ca și majoritatea femeilor, a auzit de cancerul mamar, însă niciodată nu s-a gândit că se va confrunta și ea cu o asemenea problemă. Au trecut câteva etape și strașnic îmi era și nici nu știam ce să fac. Apoi am ascultat ce mi-au spus medicii, căci dacă ești încrezător în puterile proprii și faci așa cum ți se cere, în viitor poate fi totul bine. Acum nu pun la îndoială faptul că voi fi sănătoasă. Reacția tăcași să mă
Cancerul este o maladie la fel ca și altele. Multe din bolile considerate incurabile cândva, în prezent sunt tratate. Bolnavul, dacă este tratat just, poate trăi și 5-10 ani și chiar câte zile are. Sunt asigurați 100% cu medicamente gratis pacienții supuși chimioterapiei la stadiul 1. Acestea sunt preparate întrebuințate la stadiile inițiale. La stadiile 2 și 3, asigurarea cu medicamente gratis sunt în proporție de 50 și respectiv 75%. Cele mai mari șanse la un tratament eficient au pacienții la care maladia a fost depistată în stadiile inițiale. Datele de statistică atestă că în cazurile date, verosimilitatea însănătoșirii este de 95%. În întreaga lume, profilactica bolilor oncologice este efectuată în 4 direcții: lupta împotriva fumatului, propagarea unei alimentații echilibrate, tratarea în instituții specializate și testarea regulată. M-am adresat medicilor atunci când am știut că am unele probleme. Testele le-am trecut aici. Consider că este un tratament eficient. Acum sunt supusă terapiei radiologice, apoi voi încheia tratamentul în secția de chirurgie. Centrul oncologic din Cernăuți este considerat unul dintre cele mai bune din Ucraina. Probleme însă există în privința testelor inițiale în raioane. Nu ajung mamografe. Iar din rezultatul reformei medicale, nu toți medicii de familie reușesc să-i trimită pe pacienți la teste mai profunde. Numai la centrul oncologic regional, consultările și tratamentul sunt mai eficiente. Pentru ca întreprinderea să obțină statutul de contribuabil exemplar și unele facilități fiscale, ea trebuie să fabrice producție pe teritoriul vamal al Ucrainei, să fie inclusă în sistemul fiscal general și să fie înregistrată în calitate de contribuabil la impozitul pe valoare adăugată. Mai există și alte condiții. Numărul angajaților la acest subiect economic trebuie să fie numai puțin de 50, iar salariul lor trebuie să fie mai mare de 5 ori decât salariul minim. Conducătorii întreprinderilor bucovinene au declarat că întreprinderile lor ar dori să aibă statutul de contribuabil exemplar, însă problema există în privința salariului condiționate de actuala situație economică. Antreprenorii din Bucovina s-au întâlnit cu conducerea Direcției Principale Regionale a Ministerului Veniturilor și Încăsărilor al Ucrainei. După prezentarea raportului privind activitatea în anul 2013, a început examinarea actualelor chestiuni. Nu puține inovații au făcut mai comode conlucrarea organelor fiscale de stat cu business-ul. A devenit cu mult mai comod să lucrezi. Nu sunt atât de multe controale. Sunt formate clar cerințele și obiectivele politicii fiscale. Este structurat clar impozitul pe care trebuie să-l plătească întreprinderea. Raportarea în formă electronică este cu mult mai comodă decât cea pe suport de hârtie. Nu puține documente și proceduri sunt în stare de perfecționare. Printre acestea figurează așa numitele controale electronice, adică inspectorul nu vine la întreprindere, dar studiază de sine stătător rapoartele financiare ale organizației respective, prezentate în formă electronică. În anul 2014 continuă moratoriul la controlurile întreprinderilor antreprenoriatului mic și mijlociu. Pentru contribuabilii exemplari sunt prevăzute anumite înlesniri, iar pe antreprenorii bucovinei îi interesează mai mult statutul de contribuabil exemplar. El poate fi obținut îndeplinind anumite cerințe. Pentru regiunea noastră aceste cerințe sunt cam mari. În industria ușoară nu e chiar atât de simplu ca salariul să fie de 5 ori mai mare decât cel minim, cum ar fi bună oară în industria grea. Iar impozitul pe salariu totuși trebuie micșorat. Salariul la unele întreprinderi depinde de volumul producției fabricate și nu este stabil. Oleksii Timarțev, șeful Direcției Principale a Ministerului Veniturilor și Încăsărilor, a chemat pe cei prezenți să acceseze site-ul central al Ministerului și să facă propuneri. В сайті Міністерства доходів і зборів
Pe site-ul Ministerului Veniturilor și Încăsărilor există posibilitatea să-ți exprimi părerea. Există câteva variante în această privință. În luna octombrie anul trecut, prin dispoziția Cabinetului de Ministri al Ucrainei, a fost adoptat Planul Strategic de Dezvoltare a Ministerului până în anul 2018. El prevede perfecționarea serviciilor fiscale și vamale, aplicarea tehnologiilor performante în activitatea organelor ministerului respectiv. Vecinătate pierdută. Amintire despre evrei din Europa Centrală și de Est în mărturiile marturilor neevrei. Astfel a fost intitulat proiectul ucrainean-polonez, care a fost prezentat la Cernăuți. În decursul unui an, 9 studenți de la Universitatea Națională Iurii Fetcovici din Cernăuți, în frunte cu candidatul în știință istorice, Ana Scoreico, și încă 3 reprezentanți a instituțiilor din țara vecină Polonia, au lucrat la studiere fenomenului de conviețuire pașnică a reprezentanților mai multor naționalități în perioada interbelică, mai cu seamă populației evreiești și neevreiești din nordul Bucovinei, Ucraina și Zamostea, Republica Polonia. Prezentarea s-a desfășurat sub forma de masă rotundă, la care participanții la ea au făcut schimb de experiență în vederea folosirii istoriei orale în cercetările istorice contemporane. Ideea unui astfel de proiect a fost lansată de studenții de la Facultatea de Istorie, Politologie și Relații Internaționale a Universității Cernăuțene. Anume, ei au dorit să adune mai multe mărturii despre evreii din Bucovina, ca apoi să povestească despre ele tuturor. Sub conducerea Anei Scoreico, 9 tineri s-au adresat Muzeului de Istorie și Cultură a Evreilor din Bucovina, unde au și început să lucreze. Cu timpul, această idee s-a transformat într-un proiect ucrainean-polonez. Munca de cercetare a fost concentrată în două regiuni, unde în preajma celui de-al doilea război mondial trăiau mulți evrei. Studenții au adunat informații prin satele din Bucovina, unde înainte trăiau mulți evrei. De aceeași problemă erau preocupați și colegii noștri din Polonia. Printre participanții la acest proiect a fost și studenta de la Universitatea din Cernăuți, Olga Levcun. Anume, ea povestind despre această muncă complicată, căci nu întotdeauna aflarea tinerilor cercetători pe teritoriul unei anumite localități le are pe plac oamenilor de acolo. Firește, la început nu era chiar atât de simplu. Am călătorit prin satele românești, ucrainene și am întâlnit fel de fel de oameni. Unii ne primeau ospitalier, alții din contra. Așa a decurs sondajul. Olga a mărturisit că a avut mult de învățat și de la colegii ei polonezi. Ei au făcut schimb de experiență, de informații despre viața evreilor în Polonia. În cadrul mesei rotunde a avut loc un schimb de experiență în privința istoriei orale în cercetările istorice contemporane. Participanții la acest proiect au declarat că au rămas mulțumiți de realizarea și rezultatele lui și de noile cunoștințe pe care le-au primit.